Stă scris la lege și la mărturie. În Evanghelia după Luca, la capitolul 14, cu versetul 23, stă scris: Ieși la drumuri și la garduri, și pe cei ce îi vei găsi, sileștei să -i intre ca să mi se umple casa. Aceia care Răspunzând la chemarea momentului, au intrat în slujba Maestrului. Ar fi bine să studieze metodele lui de lucru. În timpul lucrării sale pământești, Mântuitorul a profitat de ocaziile favorabile oferite de principalele căi de circulație ale vremii. Capernaumul era cetatea în care locuia, între călătoriile pe care le făcea, și a ajuns să fie cunoscut ca cetatea lui. Această cetate era bine adaptată pentru a constitui centrul lucrării Mântuitorului. Situată pe drumul care ducea de la Damasc la Ierusalim și de aici în Egipt și până la Marea Mediterană, era un important nod de transport. Oamenii din multe țări treceau prin cetate sau zăboveau un timp aici pentru odihnă, înainte de a-și relua călătoriile. Aici, Isus Putea întâlni oameni de toate naționalitățile și de toate rangurile, bogați și importanți, dar și cei dintre cei săraci și umili. Iar învățăturile sale aveau să fie purtate în alte țări și în multe familii. În ziua de azi, când se călătorește mult, ocaziile de a veni în contact cu oameni din toate clasele sociale și de toate naționalitățile. Sunt mult mai mari decât în timpul lui Israel. Arterele de transport s-au înmulțit de o mie de ori. Dumnezeu a pregătit calea în mod minunat. Tiparul, cu multiplele lui posibilități ne stă la dispoziție. Biblile și publicațiile în multe limbi, prezentând adevărul pentru acest timp, ne sunt la îndemână și pot fi duse într-un timp foarte scurt. În orice parte a lumii. Creștinii care locuiesc în marile centre de comerț și de transport beneficiază de oportunități deosebite. Credincioșii din aceste orașe pot lucra pentru Dumnezeu în vecinătatea casei lor. În stațiunile balneoclimaterice de renume mondial și în centrele cu trafic turistic aglomerate. De mii de oameni care caută sănătate și plăcere trebuie trimiși predicatori și colportori capabili să atragă atenția mulțimilor. Acești lucrători să profite de ocazia pe care o au de a prezenta mesajul pentru timpul prezent și să țină întâlniri ori de câte ori au posibilitatea. Să fie atenți să profite de ocaziile de a le vorbi oamenilor. Însoțit de puterea Duhului Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie prezentat clar și cu putere, astfel încât aceia care au urechi de auzit să poată auzi adevărul.